Bună, draga mea! Bună, dragul meu, tu cel din spatele telefonului meu! Te invit la o nouă etalare generală, acolo unde putem rezona mai mult sau mai puțin. Fiți energii deschise ca eu să pot coopera cu voi și să vă aduc cât mai multe mesaje. Am să mă uit întâi în energia ta, ce ți aduce viitorul. Ce vine către tine și tu nu știi, adică ceea ce îți transmite divinitatea către sufletul tău, către inima ta, cam ce ar veni către tine. Și haideți să începem. Cartea respectivă ne vorbește către tine, dragul meu ascultător, draga mea ascultătoare, că observ din ce în ce am persoane noi pe canal și mă bucur foarte mult și pentru ei, că își regăsesc energia în etalările mele sau poate că găsesc doar un singur mesaj. Mesajul către tine vine 5 de primăvară. Obiective opuse care decurg din opinii diferite, adică aveți conflicte atât interioare cât și exterioare. A te simți în contradicție cu tine sau cu ceilalți. Oameni prea ambițioși, probabil că cineva, o persoană în conexiune cu tine, se opune la ceea ce îți dorești tu. Sunt foarte ambițioși, sunt persoane care se opun la creșterea spirituală, se opun pentru că ne observ aici foarte multe energii care vor să crească, iar celălalt îl oprește. Sunt energii care atacă, sunt energii care vă supără. Parcă este un haos în viața ta, tu cel din spatele telefonului meu. Haideți să vedem ce energii mai vine în perioada următoare către tine, tu cel din spatele telefonului meu. Apoi am să mă uit ce vrea să-ți transmită persoana din sufletul tău. Ca energiile să cadă, ok, ca eu să fiu mai clar în citire, ok, iar această carte ne vorbește despre regele iernii, cunoscător cu experiență, eligibil lipsit de emoții. Aici vorbim exact despre ceea ce am bănuit aici, despre persoana care se opune sau o energie care este foarte ambițioasă, foarte rece. Este un bun cunoscător al relațiilor, adică știe unde să butoneze, știe unde să-ți provoace durere. Are o experiență eligibilă și lipsită de emoții. Acest personaj ne vorbește că are ghidări divine, are acea iluminare, dar e ca și cum nu le bagă în seamă, adică ignoră total. Însă își poartă un veșmânt în care își maschează înfățișarea sa, probabil că nu vrea să se expună emoțiilor. Obțineți sfaturi de la cineva profesionist și obiectiv. Poate că unii dintre voi v-ați orientat către o persoană care dă în tarot sau să vă dea un sfat. Aici îmi explică cartea că vă orientați către cineva profesionist și obiectiv, adică să vă dea niște sfaturi, să vă dea niște indicii dacă merită să luptați pentru această persoană, pentru acest om, suflet sau cum vreți să-l numiți. Veți vorbi cu cineva, veți vorbi cu publicul, însă acest om în relațiile sale este lipsit de emoții. Deci e clar că este o persoană care a îmbătrânit, s-a maturizat necunoscând emoțiile sau ignorându-le total. Bun, drăguții mei, haideți să mergem mai departe.
ce vine către tine, ce îți arată divinitatea, ce vine către energia ta. Acest om lipsit de emoții, m-am uitat la ceas și am văzut 21-21, mai devreme am văzut 21-12, deci sunt semne că sunt conexiuni foarte puternice pe acest canal. Oameni care poate suferă din tot sufletul și nu-și găsesc răspunsuri. Wow! Ego! Ego, dragii mei! Mi s-a arătat și cifra 27, nu știu cine are legătură cu această cifră. Această carte este vorba despre ego, cifra 15. Pot fi dependențe către această persoană, poate că această persoană are un viciu, poate ți ascunde foarte multe, sau ești conectat cu totul la această persoană. Această persoană cumva vrea să-și schimbe viața, dar cum și-l dorește el, arde un pergament, un secret al vieții sale. Acest personaj probabil că a făcut ceva urât în viața sa, iar acest lucru nu-i dă pace. Încearcă să ardă acest pergament. Iluzia de a fi prins în capcană. Acest om se teme nu cumva tu cu iubirea ta, cu tandrețea ta, cu empatia ta să-l prinzi în capcana iubirii. Consideră că dacă pică în această capcană, suferă foarte mult, iar acest personaj, această energie nu-și dorește să intre în această capcană. Cartea ne mai indică că acordați prea multă atenție acestei persoane, iar această persoană acordă foarte multă atenție materialelor, adică ceea ce este palpabil, a banilor, a avuției, a ceea ce are pe plan material, adică vă cam pierdeți energia cu această persoană, iar el este axat pe ceva material. A fi prins de frică și îngrijorare, această persoană se teme să nu fie prins de frică și îngrijorare. Este ca și cum voi conectați cu această energie, nu poate să vă uite, iar în momentul în care își aduce aminte de voi, vă alungă din gânduri, ca și cum nu vreau să mă mai gândesc, nu vreau să mai aud, nu vreau să mai simt. Foarte interesant. Această persoană totuși este pregătit să mărturisească ceva, să-ți spună ție ceva, dar trebuie să dezbrace acest ego. Haideți să vedem ce mai este în energia ta. Wow! 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 Această carte ne vorbește despre doi de primăvară. Această carte ne vorbește despre semnificația doi de cupe, adică atât tu cât și cealaltă persoană vă iubiți unul pe celălalt, dar în felul vostru, adică tu iubești într-un fel, el iubește în alt fel. Un viitor luminos manifestat prin muncă asiduă și creativitate în parteneriat cu alții care vă împărtășesc visele. Se fac progrese mari. Deci, această energie ar trebui să muncească alături de voi, să demonstreze ceva pentru a putea funcționa această relație. Este ca și cum dacă dăruiești continuu și nu și primești, nu se echilibrează această conexiune. Însă în viitor se prevede că această persoană vine să se alăture muncii în echipă pentru a progresa în această relație. Foarte, foarte interesant. Haideți să vedem mai departe. Ce vine către tine? Bun. Bun, bun, bun. Această carte ne vorbește despre Prințul Verii. Romantic, captivant,
dramatic filtrător. Această persoană își dorește neapărat să filtreze cu tine. În viitor ne vorbește despre faptul că este foarte atent la ceea ce se manifestă. Această persoană ne vorbește despre independența sa, sentimentul său, trebuie nevoia de a rămâne pe pământ experimental, fără emoție. Foarte interesant. Dorește să fie îndepărtat de iubire. Bun. La baza pachetului, ce vedem? Wow! La baza pachetului vedem soarele, cifra 19. Ne vorbește despre planuri care funcționează perfect. Deci tu, dacă ți-ai impus în această conexiune de a nu-i mai oferi acestei persoane, deci planul tău este perfect. Idei uimitoare care te duc la recompense și lauri. Bravo! Cotidiene pentru binecuvântările verii. Doamne ajută! Deci sunteți ok, sunteți într-o, cum să spun, pe drumul cel bun. Sunteți luminați, sunteți într-o conexiune în care nu mai plângeți, nu mai aveți suspine. Haideți să vedem ce ar vrea această persoană să-ți transmită acum, în acest moment, în această seară. Ascunde ceva, ia să vedem ce a ascuns. Am văzut o carte care s-a răsucit. Da. Această persoană, în acest moment, privește în trecut. Dacă în acest moment nu vorbești cu această persoană, este că privește în trecut, adică relația voastră e cumva pusă în pauză. Este foarte, cum să spun eu, foarte ancorat în prezent și recunoștință față de tine. Dar o recunoștință abundentă. Conștientizează că tu pentru el ai fost un noroc în viața sa. Această persoană te-a chemat în destinul său. Deci a avut momente foarte urâte în viață, însă această persoană te-a chemat. Iar acum nu te-a observat că dorința lui lansată către univers ai fost tu. Ai fost persoana care te-a trimis divinitatea pentru a schimba această persoană. Ar vrea să-ți transmită că tu ai fost o abundență în viața sa, o persoană care trebuia să-l ridice de jos. Vrea să-ți transmită foarte multe mesaje în acest moment. Reflecție și proiecție. Această persoană e posibil să fie oglinda ta. E posibil să fie o flacără geamănă, vă asemănați foarte mult. Ar vrea să-ți transmită că reflectezi ceva în viața sa, parcă ceva seamănă din el, poate că indiferența ta l-a manifestat și el în trecutul tău. E ca și cum ai răsucit roata către el. Ceea ce ți-a făcut, îi faci și tu, adică este o reflecție, o proiecție. Bun, foarte frumos, bravo! Ce ar vrea să-ți mai transmită? Această persoană ar vrea să-ți transmită că ești o persoană cu multe cunoașteri, ești o persoană care te-ai predat sufletului său, cum nu s-a predat nicio altă persoană, însă în acest moment te-ai eliberat
de toate energiile sale, că ești o persoană foarte puternică și nu te împotmolești, indiferent cât îți este de greu în viață. Te-ai predat cu tot cu sufletul lui, iar acum te-ai eliberat cu totul. Ești o persoană pură, ești o persoană divină, ești o persoană după care se ghidează. Cum poate fi ea așa? Ar vrea să-ți transmită, ar vrea să-ți spună că ești ceva unic în viața sa. Haideți să vedem mai departe. Wow! Wow, wow, wow! Această persoană multe are să-ți spună. Că tu, ca persoană, i-ai trezit copilul din interiorul său. El n-a mai simțit trăirile care le-a trăit cu tine. Se gândește că tu, în momentul de față, ai produs vindecarea în această conexiune cu el. Tu te-ai detașat, l-ai lăsat să se descurce. Tu ai făcut vindecarea relației, vindecarea conexiunii, adică în momentul în care se separă două persoane, întâi intervine suferința, apoi blocajele, apoi vindecarea și ne detașăm de persoana respectivă. În acest moment gândește că te-ai detașat, te-ai vindecat, deci nu mai ești acolo pentru el în conexiune. Wow! Această persoană ar vrea să-ți transmită, să-i oferi compasiune, să-i dai hrana sufletului înapoi. Ai fost o hrană a sufletului său. Îți cere să-i oferi compasiune, așa cum o făceai altădată. Probabil că a avut probleme în viață, iar tu ai fost alături de el. I-ai ocrotit sufletul, iar acum, în acest moment, îți cere că vrea compasiunea ta. Ultima carte ne vorbește despre creșterea sa către spiritualitate. Ne vorbește despre vară. Ori este născut vara, ori v-ați cunoscut vara. Sau își aduce aminte de vara trecută, cât de frumos a fost împreună. Este o creștere pentru a fi mai bun. Se ghidează, caută lumina, ești ca și o lumină care a fost bună în viața sa. Mai poate semnifica din nou cartea a flăcărilor gemene, o reflexie de-a sa, pentru că lumina aceea este călăuzitoare. Mai vreau o cheie să văd ce s-ar putea întâmpla în perioada următoare între tine și el. Wow! Wow! Bingo! 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 Ia să vedeți voi ce ne spune această persoană. Foarte interesant! Această persoană spune că relația cu tine este totuși foarte grea. În primul rând că s-a risbit de un zid, ceea ce este el ca persoană. Ar fi o dezarmonie, adică să fac acest lucru. Are foarte multe conflicte interioare, are foarte multe de vindecat. Deci ceea ce vine în viitor este că trebuie să-și rezolve aceste probleme. Dragii mei, și ca încheiere, am să scot și câteva litere. Wow, am văzut la baza pachetului foarte interesant ceva și n-am cum să omit acest lucru. Această persoană, în acest moment, faptul că m-am oglindit în această carte de la baza pachetului, ar vrea să-ți spună că între voi există o chimie, o atracție foarte puternică a pasiunii. Voi vă simțiți foarte bine împreună.
Există o chimie, există o chemare, există ceva ale sentimentelor, pentru că ambii vaflați într-o apă. Apa reprezintă sentimentele. Un ocean de sentimente sunt aici. Dragii mei, acest om cred că își va da seama că vă iubește foarte mult și că și-a sabotat propriul său destin, regrete foarte puternice, renașterea sa, ego-ul său și duplicitatea sa. V-a chinuit foarte mult sufletul această persoană. Bun, drăguții mei, haideți să vedem și cine a rezonat sau dacă vă regăsiți în aceste litere. Avem Y, J, G, E, D, F, încă o dată F, M, M, 2 de B. Deci, în ultimul timp am observat că se repetă literele. Avem și un S, 2 de K, A, C, G, P, Z, I și J. Dragii mei, dacă ați rezonat cu etalarea mea, aștept un like de la voi. Comentariile îmi bucură foarte mult sufletul. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru comentarii. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc și aștept un like de la voi dacă ați rezonat, bineînțeles. Însă, dacă rezonați cu etalările mele, nu uitați că abonarea este gratuită pentru a vă veni notificare când încarc un filmuleț sau când sunt live. Vă mulțumesc din suflet și vă pup pe suflet. Pupici!